Salutare, oameni buni! În acest episod vom vorbi despre importanța trântorului în declinul albinelor ca polinizatori. Ultimii 20 de ani se registrează constant mortalități masive în rândul coloniilor de albine și, începând cu anii 2007-2008, oamenii de știință au început munca de cercetare științifică și documentație privind pierderile severe de colonii. Fenomenul a fost denumit Colony Collapse Disorder în 2007. Pierderile de colonii au continuat în următorii ani, iar în SUA, apicultorii raportează o medie a pierderilor de colonii de 40,5% în fiecare an. Această tendință de mortalitate crescută apar și mai mult în rândul altor specii de insecte polinizatoare. Deși numărul de colonii de albine Apis mellifera gestionate a rămas în mare parte stabil, în ultimul deceniu, populația este susținută de necesitatea continuă a apicultorilor de a înlocui coloniile și este însoțită de o creștere corespunzătoare a costurilor de gestionare. Acest lucru, combinat cu creșterea dependenței de culturi vegetale de polinizatori, are potențialul de a duce la o creștere a dificultăților economice la toate nivelurile producției de hrană. În fața proporțiilor mari de pierdere anuale de colonii, sănătatea și fecunditatea reginei a fost un punct central al industriei și al cercetării, deoarece acestea pot fi importanți factori de regres al coloniei. O mare parte din calitatea reproducerii reginei este totuși o funcție a calității trântorilor și reușitei lor de împerechere. Mulți factori de mediu pot avea un impact negativ asupra calității spermei trântorului, dar să știe puțin despre factorii care influențează abilitatea trântorilor de a se împereca cu succes și de a livra materialul seminal sau cât de mult diferă trântorii. În studiu s-a observat variația zilnică a calității reproductive a trântorilor în timp, împreună cu o serie de trăsături morfologice. Trânturii au fost crescuți în cuși de colonii crescătoare, iar 20 de trânturi au fost disecați și măsurați zilnic. Numărul de spermatozoizi viabili în vezicule seminale a fost 0 de la apariție și a atins maximul mediu de 7,9 milioane în jurul a 20-a zi de viață. Scăderea numărului de spermatozoizi a apărut în ziua a 30-a. Deși viabilitatea a fost constantă pe parcursul vieții, când au fost făcute controlele pentru un număr. Trântorii mai bătrâni aveau parametri mai mici, în ceea ce privește greutatea, lungimea capului, lungimea aripilor. Studiul arată că performanțele de zbor la trânturi au o importanță semnificativă în fiziologia reproducerii și că aceste performanțe au un gram mare de variabilitate în funcție de vârstă. Importanța trânturilor. Trântorii au un singur scop, să găsească o regină și să se împerecheze cu ea. Acest proces implică necesitatea de a ajunge la o zonă de congregație a trânturilor, un DCI, să patruleze acolo destul timp pentru o regină sosită, a o localiza regina zburătoare, a ieși în competiție cu mii de alți trânturi, pentru copulație și a livra sperma pe care o regină o va stoca în spermatica ei. Ca atare, capacitatea de a copula, în mare măsură o funcție a dimensiunii corpului, și capacitatea de a însemina, în mare măsură o funcție a calității spermei, sunt esențiale ca trăsăturile unui trântor să fie transmise generațiilor următoare. Sperma de trântor poate fi afectată negativ de mai mulți factori: boală, varoa, diverse virusuri, expunerea la oricare din substanțele chimice folosite în agricultură, inclusiv medicamentele comercializate destinate să protejeze coloniile de albine de vector major de boală. Malnutriția, carențele datorate insuficienței polenului sau lipsei lui de diversitate, precum și incapacitatea doicilor debilizate de a hrăni trântorii corespunzători în anumite perioade. Uneori, frigul. Acești factori pot afecta inclusiv concentrația spermatozoizilor și calitățile moleculare a materialului genetic din nucleul spermatozoizilor. Poate fi afectat mobilitatea și migrația spermatozoizilor la spermatecă sau supraviețuirea spermatozoizilor stocați. În plus,
S-a demonstrat că trântorii de diferite dimensiuni au produs diferențial material seminal, iar trântorii mai mici produc mai puțină spermă în general, având în același timp un succes mai redus la regine. La DCI, în general, fiind mai puțin reprezentativi în zona de adunare a trânturilor. Cu toate acestea, studiile au relevat un grad înalt de variabilitate a numărurilor de spermatozoizi între diferiți trântori și diferite linii genetice ale trânturilor. Coloniile de albine, Apis mellifera, în funcție de starea lor de sănătate și de hrană, produc trântori care au sau nu au șansă să se împerecheze cu regine și astfel genele lor sunt mai puțin sau mai mult reprezentative în urmași. Stadiul larval este critic pentru viitoarea sănătate a reproducerii trântorilor. Coloniile care nu au fost hrănite proteic au crescut trântori care aveau o masă corporală inferioară, o masă mai mică a toracelui și volumul mai mic de ejaculare decât în coloniile în care au fost hrănite proteic. Suplimentarea nutriției coloniilor cu sirop și proteine în timpul perioadei de creștere de primăvară au dus la creșterea trântorilor mai mari, cu torace mai mare, care au produs un volum mai mare de ejaculare, cu o viabilitate sporită a spermatozoizilor. Numărul spermatozoizilor și volumul de material seminal a fost mai mare la începutul sezonului de reproducere. Coloniile de albine ajustează producția de trântori în funcție de sezon. Acest lucru variază regional. Tendința generală este ca familiile de albine să producă în primul rând trântori în primăvară, când apar cele mai multe regine virgine. De asemenea, primăvara, nectarul și polenul este divers și din abundență. Pe când la începutul verii, cantitatea și calitatea trântorilor este în scădere, pe măsură ce sezonul progresează. În paralel cu acest control asupra numărurilor de trântori, se manifestă și un foarte delicat reglaj al capacității de reproducere a acestora. Constantin el Hristea, Stupăritul Nou, pagina 52. În cadrul unui comportament încă neelucidat, doicile hrănesc larvele de trântori cu un lăptișor în care adaugă o substanță care produce un gen de sterilitate prin nutriție. Trântorii aceștia vor putea să zbura, dar nu vor avea capacitatea de a fecunda. Cu toate acestea, coloniile mari tind să producă mai mulți trântori, iar hrănirea suplimentară poate crește productivitatea trântorilor, sugerind că disponibilitatea resurselor de mediu și nu cea a anului este factorul determinant principal. Exploatarea prin donație. În fața proporțiilor mari de pierdere anuală de colonii, sănătatea și fecunditatea reginei au fost un punct de central al industriei și a cercetării. Opa, fantastic, frate. Bă, ce bârbâi sunt. Reiau. Cu toate acestea, coloniile mari tind să producă mai mulți trântori, iar hrănirea suplimentară poate crește producția de trântori, sugerând ca disponibilitatea de resurse. Reiau. Cu toate acestea, coloniile mai mari tind să producă mai mulți trântori, iar hrănirea... Reiau. Cu toate acestea, studiile au relevat un grad înalt de variabilitate a numărului de spermatozoizi. Reiau. Cu toate acestea, studiile au relevat un grad înalt de variabilitate a numărului de spermatozoizi între diferiți trântori și diferitele linii genetice, mamă mia, reiau. Cu toate acestea, studiile au relevat un grad înalt de variabilitate, reiau. Cu toate acestea, studiile au relevat un grad înalt de variabilitate a numărului de spermatozoizi între diferiții trântori și diferitele linii genetice ale trânturilor. Coloniile de albine Apis mellifera, în funcție de starea lor de sănătate și de hrănire, produc trântori care au sau nu șansă să se împerecheze cu regină și astfel genele lor să fie mult mai mult sau mai puțin reprezentative în urmași.